Mergea până pe întâi a mers, după întâi nu l-am mai venit. Nu o să las aici decât eu un pic să-l căs. Două. Nu merge ăla, l-am lăsat ăsta, sigur. Doamna manager, doamna doctor Cambra, astăzi s-a deschis centrul de vaccinare în incinta Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Constanța și aș dori să știm pentru cât timp va fi funcțional, câți angajați își vor desfășura activitatea aici. Am văzut că o parte din constanțeni s-au prezentat la prima oră de la deschiderea centrului. Bună dimineața! În cursul după amiezii de sâmbătă am primit o solicitare din partea doamnei director de la DSP Constanța și a domnului prefect dacă avem posibilitatea în spațiile rămase neafectate din curtea spitalului să organizăm un centru de vaccinare. M-am sfătuit cu personalul rămas în unitate și am considerat că ne putem organiza într-un timp rapid și practic în cursul zilei de astăzi va fi un maraton de vaccinare, practic de astăzi începând de la ora 8 până mâine dimineață la ora 8, acest centru de vaccinare va funcționa non-stop. Rămâne ca de săptămâna viitoare să vedem, programul va fi mai scurt, probabil că va fi undeva în cursul după amiezii ca să venim în sprijinul cetățenilor, ca atunci când pleacă de la servici să poată să vină să se vaccineze cei care doresc, evident. Eu aș încuraja toată lumea să se vaccineze. Sunt vremuri foarte grele la nivel de țară și la nivel de județ. Sunt incidențe foarte mari ale acestei boli. Spitalele care îngrijesc acești pacienți nu mai fac față. Colegii care lucrează în aceste spitale sunt epuizați, dar cu toate acestea încearcă să ajute cât se poate de mult. Inclusiv colegii mei care sunt detașați în acest moment în alte spitale, medici, asistente, îngrijitoare, ajută și ei intens la îngrijirea acestor pacienți. Știm că depuneți eforturi în această perioadă pentru reabilitarea și redeschiderea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, singurul spital de infecțioase din Dobrogea. În ce stadiu sunt aceste demersuri? Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Constanța era un centru de referință pentru Dobrogea în primele trei valuri de pandemie și la începutul valului 4 am ajutat cât de mult am putut. Din păcate, în urma acelui eveniment nefericit din data de 1 octombrie, secțiile de acuți ale spitalului au fost închise. Am avut recomandări pentru evaluarea clădirii, atât din punct de vedere al siguranței construcției, cât și din punct de vedere al siguranței circuitelor electrice, circuitelor de gaze medicinale, circuitelor și tuturor recomandărilor PSI pe care trebuie să le luăm de protecție la incendiu, pe care trebuie să le luăm în considerare. În acest sens, am avut nominalizați experți care deja au intrat în posesia documentelor necesare pentru a întocmi aceste rapoarte. Am avut surpriza plăcută să vedem că foarte multe persoane care sunt atestate să realizeze astfel de reabilitări au venit către noi și deja au văzut despre ce e vorba, încearcă să ne sprijine. Deci, practic, în acest moment pot spune că toate demersurile pentru legale care trebuiau făcute pentru reabilitarea clădirii sunt în curs. Noi ne propunem ca această clădire să fie redată în funcțiune parțial, pe măsură ce anumite zone din clădire vor fi verificate și vor fi puse la punct cu toate dotările necesare.
vor fi redate în funcțiune. De asemenea, știm că și asociațiile și anumite fundații au venit în sprijinul personalului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și încearcă să strângă cât mai multe fonduri și să sensibilizeze cât mai mulți oameni să se alăture acestui demers de a putea reabilita și redeschide acest spital important pentru Dobrogea. În acest moment, pentru noi, orice ajutor este binevenit. Pe lângă suportul oficial pe care îl vom primi din partea autorităților, ajutorul fiecărui cetățean al acestei comunități constanțene, al orașului, al județului, este binevenit pentru noi. Ce mesaj doriți să transmiteți tuturor celor care ne ascultă, tuturor constanțenilor? Și personalului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase. Tuturor constanțenilor le mulțumesc că au fost alături de noi încă de la începutul acestei pandemii și de fiecare dată când am avut nevoie de sprijinul lor, au sărit în ajutorul nostru. Sper că acest lucru să se întâmple și de acum încolo. Din păcate, situația în acest moment este mult mai complicată și cu siguranță vom avea nevoie de sprijinul întregii comunități constanțene. Colegilor mei le mulțumesc că au înțeles că într-o primă etapă detașarea și suportul celorlalte spitale este utilă din partea noastră și îmi doresc și sper ca în cel mai scurt timp să revenim în întregul colectiv, să revină în cadrul spitalului și să ne putem relua activitatea. Dar evident că toate lucrurile acestea trebuie făcute în condiții de maximă siguranță, de aceea trebuie respectați toți pașii legal necesari, astfel încât să putem funcționa și noi personalul în siguranță și pacienții noștri să fie îngrijiți în condiții de maximă siguranță. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumesc și eu!